prezenți din cei expozanți până Alexandru Nicolae spune câteva cuvinte. Despre aur. Nu e întâmplător lucru asocierea aurului cu culorile de pământ. Ca studenția a trebuit să restaurez, să imit aurul în culoare. Atenție mare! Mi s-a cerut să integrez lacunele pe aur cu culoare. Am încercat, mi s-a spus, complementare, roșu-verde, să ne folosesc transparența grundului. Am constatat din practică care este cea mai apropiată culoare de culoarea aurului. Și mă întreb dumneavoastră, care este culoarea aurului? În mentalul colectiv, culoarea este galben. Dar în restaurare și în pictură, culoarea nu este galben. Este culoarea lumii, a măslinei verzi. Umbra naturală este cea mai apropiată culoare de culoarea aurului. De ce spun acest lucru? Pentru că portretul se pictează pe lut. Adamac, omul, a fost creat din lut, iar noi punem proplasma din pământ, din cea mai ieftină culoare. Și o asociem la aureola cu aurul. Dar culoarea aurului este pământul. Omul, care este creat după chipul lui Dumnezeu, este chemat să devină asemănător cu Dumnezeu. Deci faceți această paralelă între omul zidit ca chip și chemat spre asemănare și portretul, ca portret pictat din culori de pământ și aurul de pe icoană. Chip și asemănare, lut și aur. Vă mulțumesc!